Jocuri, filme sau videoclipuri, muzică sau fotografii. Să nu credeți că vrem să completăm un oracol de clasa 8-a, ci să reamintim utilizatorilor de PS3 că au acces la toate aceste lucruri. Cu siguranță că împătimiții de jocuri au aflat deja ce capacități audio, video și grafice prezintă consolele lor. Deși PS3 nu a depășit în vânzări Xbox, a reușit însă să se remarce pe piață prin tehnologii avansate, versatilitate și putere de calcul. Producătorii aduc mereu versiuni îmbunătățite la prețuri accesibile, sperând să câștige teren în fața rivalilor Microsoft și Nintendo. În prezent, PS3 nu este destinată doar jucătorilor împătimiți, ci și iubitorilor de audiovizual, pentru care un puternic Blu-ray disc player și un hard disk de 80 de GB, care va crește în curând la 120. Toate acestea permit vizionarea de filme sau videoclipuri, totul în HD. Facem precizarea că PS3-ul trebuie conectat la un monitor sau televizor și la tastatura special construită de Sony pentru consolă. În plus, se pot înregistra fișiere video HD până la 3 ore, iar fișiere standard până la 9 ore. Și ca oferta să fie completă, Sony a introdus pe consolă Mubi. Ei bine, nu este un sistem hardware sau software, ci un serviciu de vizionat filme online rapid, destinat cinefililor, un adevărat cinematograf online, care îți oferă cele mai noi informații și știri de la festivalurile de film și te invită să vizionezi integral capodopere de acum și dintotdeauna ale cinematografiei mondiale. În plus, Mubi este o rețea socială care vă permite să găsiți și să vizualizați apariții video care nu au fost difuzate în multiplexurile locale și, cel mai important, să comunicați despre toate astea cu prietenii sau cu orice alt membru al rețelei oriunde în lume. Fondat în 2007, Mubi este o videotecă cu filme de la Celluloid Dreams, The Criterion Collection și Costa Film, puse la dispoziție de Fundația Mondială de Cinema pentru toți cinefilii. În prezent sunt disponibile peste 300 de filme, iar numărul acestora va crește în curând la 1000. În urma parteneriatului încheiat între Sony și Mubi, utilizatorii de console PS3 au așadar acces direct la cinematografia mondială clasică. Este o deschidere mai simplă către tezaurul ascuns până acum multor cinefili. Cine nu și-ar dori să vizioneze filmele participante la Cannes sau la Oscar, acasă, în fotoliu, la orice oră, oricând, în avion sau vacanță, și în plus să discute în direct cu prietenii aflați la mare distanță. Vă întrebați probabil cum funcționează. În primul rând, trebuie să downloadați aplicația Mubi din PlayStation Store. Apoi deschideți aplicația și porniți vizionarea. Simplu și ușor de realizat. Nu costă bani să faci asta. Sunt filme gratuite puse la dispoziția oricui. Iar dacă vreți ceva mai mult, pentru un preț modic, vi se oferă cam tot ceea ce v-ați putea dori. Divertisment de primă clasă, de la jocuri până la filme, muzică și informații, pe PS3 va fi la dispoziția tuturor doritorilor din toamna acestui an în Marea Britanie, Irlanda, Franța, Italia, Spania, Germania, Austria, Elveția, țările nordice, Australia și Noua Zeelandă.